Sunt Anatol Petrenko și prezint astăzi o temă, o prelegere pe tema relațiilor internaționale în perioada postbelică, adică după cel de-al doilea război mondial, 1945, mă strălui până în ziua de astăzi, până în 2020. Este o temă foarte amplă, foarte interesantă, studiată. Ca rezultat a studiilor au apărut mai multe monografii pe anumite teme. Avem și sinteze, mai multe sinteze referitoare la istoria relațiilor internaționale. În față am o carte, o monografie semnată de doi autori, Jean-Baptiste Durosel, primul, și André Caspi, al doilea, profesor la Universitatea Sorbona. Cartea se numește Istoria relațiilor internaționale, 1948 până în zilele noastre, este volumul 2. Și el cuprinde evenimentele până în 2006. În același timp este o lucrare foarte importantă semnată de Thomas Parrish, Enciclopedia Războiului Rece. Este o carte tipărită la București în 2002, dar care este foarte bună, mai ales pentru studenți, atunci când este vorba de anumite noțiuni legate de perioada aceasta a Războiului Rece. Acum să pornim de la noțiuni. Războiul rece înseamnă acea perioadă când omenirea s-a scindat în două tabere. Pe de o parte lumea occidentală, lumea liberală, pe de altă parte lumea comunistă, în frunte cu socialiste, în frunte cu Uniunea Sovietică, de cealaltă parte Statele Unite Americii. După încheierea celui de-al doilea război mondial, el s-a încheiat, după cum probabil știți, pe data de 2 septembrie 1945. Dar iată că zilele trecute Duma Rusă a schimbat data, fixând pe data de 3 septembrie 1945, ceea ce nu semnifică absolut nimic. Pentru dânsii, probabil, atunci când Stalin a organizat un fel de demonstrație în Piața Roșii, probabil că, dar e clar lucru, este acceptat unanim că războiul, cel de-al doilea război mondial, s-a încheiat pe data de 2 septembrie, atunci când Japonia a capitulat în fața aliaților. A fost o perioadă nu foarte lungă, când marile puteri, care erau aliate în cel de-al doilea război mondial, au conlucrat între ele, au colaborat, au învins, iată, mari dictaturi, mari puteri ale acelui timp, Germania nazistă, Japonia militaristă, Italia poate mai puțin era puternică, dar era în alianță cu aceste state puternice. A fost o perioadă de conlucrare între aceste mari puteri, mai ales acolo unde aveau interesul comun, cum ar fi Germania, deci Germania a fost împărțită în 4 zone de ocupație, am vorbit data trecută despre asta, și în alte zone ale lumii, cum ar fi Manciuria, cum ar fi Coreea de Nord, cum ar fi Japonia. Deci acolo unde existau interesele marilor puteri, acolo sigur că au fost o perioadă de conlucrare. Dar această perioadă n-a durat foarte mult. Unanim este acceptată ideea. Pe data de 5 martie 1946, pentru momentul cel a fostul prim-ministru al Marii Britanii, Winston Churchill, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că în vara anului 1945 în Marea Britanie au avut loc alegeri parlamentare și cât n-ar fi părut de ciudat, Churchill, reprezentant al Partidului Conservator din Marea Britanie, a pierdut alegerile. El spunea că eu mă simt pe jumătate om. Nu putea să-și imagineze. El, unul din arhitectul victoriei în cel de-al doilea război mondial, iată că el a pierdut alegerile. Englezii l-au eliminat din viața politică. În calitate de fost prim-ministru, de veteran al războiului, a ținut un discurs la Fulton, într-un oraș din Statele Unite, în fața studenților, a profesorilor, și această cuvântare ea a rămas în istorie, este un text istoric. Pentru că în acea instituție de învățământ superior din Statele Unite, Fulton a spus că lumea s-a scindat în două tabere. În Europa, spunea Churchill, a căzut cortina de fer. Adică el spunea că unde au intrat trupele sovietice, nu mai pot pătrunde occidentale, nu mai știu ce se întâmplă dincolo. Și el folosește o altă noțiune pe care o știm cu toții, cortina de fier. Spunea Churchill, noi nu știm ce se întâmplă dincolo de cortina de fier,
lăsată de la Marea Baltică la Marea Neagră, nu știm ce se întâmplă cu popoarele captive. Și ca o urmare a acestor constatări, el a făcut apel către americani pentru o solidaritate și pentru a opune o rezistență acestor tentative sovietice de extindere pe alte teritorii. Deci, pe de altă parte, Uniunea Sovietică a promovat în teritoriile pe care le controla cu forțele militare, mă refer la Europa de Est, a promovat partide care simpatizau cu Uniunea Sovietică, partide de stânga, în fond partide comuniste acolo unde existau ele, și au aplicat niște principii pe care le-au stabilit aliații la conferința de la Ialta din 1945, dar interpretate în felul lor. Pentru că alegeri democratice occidentale înțelegeau într-un fel, pe când Stalin și staliniștii în alt fel. Iată, în așa condiții începe acest război rece și el continuă până în 1991, atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică, și are câteva etape. În primul rând, este vorba de ceea ce se numește așa o etapă glacială a relațiilor internaționale, când statele lumii s-au pomenit într-o confruntare nu doar politică sau ideologică, dar și o confruntare însoțită de cursa înarmărilor, de amenințări reciproce din partea Estului și din partea Vestului, de diferite provocări care mărgineau cu izbucnirea din nou unui război, și această etapă glacială ea culminează cu criza din Marea Caraibilor, la care am să mă opresc ceva mai târziu. După asta urmează o perioadă de destindere a încordării internaționale, este vorba de mijlocul anilor 60 până la sfârșitul anilor 70, mai exact 1979, și am să motivez și această dată. Are loc o antidestindere în perioada anilor 1979-1985, perioada până la venirea lui Gorbaciov la putere. După asta, o perioadă legată de politică externă bazată pe noua mentalitate impusă de Uniunea Sovietică în frunte cu Gorbaciov. Iar perestroica lui Gorbaciov, această transparență, această tentativă de a îmbunătăți socialismul, de a-i da o față umană în Uniunea Sovietică, iată că a ieșuat. În 1991 Uniunea Sovietică se destramă, deci unul din polii războiului rece nu mai există, și vorbim din 1991 până acum în 2020 de o lume pluricentristă. Adică noi, specialiștii, consideră că în lume s-au constituit mai multe centre de putere, și asta vom vorbi ceva mai târziu. Acum să luăm de la prima perioadă. În prima perioadă acelui războiului rece, 1946-1965, asta este perioada, în lume au avut loc mai multe evenimente importante. Și aici nu putem să trecem cu vederea câteva inițiative ale Statelor Unite ale Americii, care au accentuat disensiunea între marile puteri, și eu aș vrea să nominalizez aceste evenimente. În primul rând, planul Marshall. Cine cunoaște rezultatele celui de-al doilea război mondial, știți foarte bine că Germania a fost obligată să plătească 20 de miliarde contribuții de război în sumă de 20 de miliarde de dolari. O sumă enormă, pentru că Germania nu avea cum plăti și nu avea de unde plăti în condițiile în care țara era ruinată. Deci, secretarul de stat al Statelor Unite, George Marshall, a luat decizia de a oferi credit țărilor care au fost afectate de război, deci nu doar poporului german, în care Republica Federală nu era atunci constituită, dar tuturor popoarelor care au suferit de pe urma războiului, inclusiv și Uniunii Sovietice. Erau două condiții. O condiție care este situația economiilor țărilor respective, și a doua condiție în ce direcție doresc aceste guverne să investească, ce direcție doresc să
dezvolte. Stalin, fiind foarte suspicios, a refuzat să accepte acest plan, acest ajutor din partea americanilor, considerând că este nimic altceva decât o ingerență în afacerile interne ale URSS. Și Uniunea Sovietică, alături de statele satelite din Europa de Est, au refuzat acceptarea acestui plan și Finlanda, din alte considerente, de asemenea, a respins planul Marshall. Dar planul Marshall a întărit disensiunile între marile puteri, pentru că Uniunea Sovietică a reacționat prin formarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc în 1949, care era interpretată de sovietici ca o solidaritate a țărilor nou create, deci democrații populare, cum s-au numit ele, ca să se ajute reciproc între ele și să iasă din ruinile celui de-al doilea război mondial. Și al doilea moment care de asemenea a accentuat disensiunea între marile puteri a fost doctrina Truman. Harry Truman, președintele Statelor Unite ale Americii la încheierea celui de-al doilea război mondial, a cerut Congresul American o sumă de bani pentru ajutorarea două guverne. Era vorba de guvernul Greciei și guvernul Turciei, guverne care se confruntau cu anumite presiuni din partea forțelor de stânga, forțelor comuniste. Și în această situație, ele aveau, aceste guverne aveau nevoie de un ajutor financiar din afară. Și iată, cu consențământul Congresului American, Statele Unite au oferit ajutor acestor guverne, ceea ce a fost interpretat de sovietici de asemenea ca un fel de ajutorare a forțelor reacționare din Turcia și din Grecia, și asta de asemenea a adâncit raporturile dintre două state. În 1949 se creează blocul NATO, care a fost interpretat ca o organizație militaro-politică de apărare a intereselor țărilor semnatare de o posibilă intervenție sovietică. Ceva mai târziu și sovieticii au creat blocul de la Varșovia. Motivul creierii a fost admiterea Republicii Federale a Germaniei în blocul NATO și asta le-a servit sovieticilor pretext ca să creeze și ei un bloc asemănător. Statutele acestor blocuri ele sunt aproape identice. Așadar, lumea s-a scindat în două părți. Pe de o parte, lumea liberă în frunte cu Statele Unite, deseori în literatură noi numim Vest, și Uniunea Sovietică cu satelitele ei din Europa de Est, Coreea de Nord, din 1949 și China comunistă, iată, au creat cealaltă parte a lumii numită Est. Și războiul rece înseamnă această confruntare între Est și Vest. Est, Uniunea Sovietică în frunte celorlalte state și Vest, Statele Unite și respectivele state. Pe perioada anilor 50 au loc diferite evenimente importante, bineînțeles, dar ne oprim la punctul culminant al acestor relații și este vorba despre situația din Marea Caraibilor. Aici foarte scurt aș vrea să menționez despre victoria forțelor de stânga din Cuba, în rezultatul cărora la putere au venit o grupare de revoluționari, poate mai departe de marxism, când e vorba de Fidel Castro și alți camarazi de-a lui, dar care erau foarte clar, expresiv porniți împotriva Statelor Unite ale Americii. Odată cu venirea regimului comunist, viitor comunist în Cuba, relațiile dintre Cuba și Statele Unite se înrăutățesc tot și mai mult și mai mult. Americanii au fost nevoiți să-și retragă din Cuba diferite organizații, diferite firme, întreprinderi și așa mai departe, iar acest gol trebuia cumva împlut. Și atunci liderul Revoluției Cubaneze, Fidel Castro, s-a adresat lui Hrușciov cu rugămintea de a ajuta în acele domenii care le-au pierdut comandeje în rezultatul acestei insurecții militare din Cuba. Hrușciov nu a respins acest ajutor, dimpotrivă l-a acordat, dar a condiționat.
și condiția a fost ca liderii Revoluției Cubaneze, Fidel Castro, să proclame acea insurecție militară ca revoluție socialistă. Și atunci asta îi permitea lui Hrușciov să ofere mai deschis, să arate solidaritatea între prima țară a socialismului victorios și, iată, prima țară în care socialismul a obținut victorie în emisfera de vest. Așa a fost atunci interpretat. Și vreau să, foarte scurt, aș vrea să spun că aceste relații erau foarte neechilibrate, dacă e vorba de relații reciproce. Uniunea Sovietică a furnizat în Cuba foarte multe mărfuri, foarte mulți specialiști, foarte multe bunuri, pentru că nu avem acum timp să caracterizăm Cuba. În fond, Cuba este o țară săracă. Este o țară cu, este o țară agrară cu monocultură, trestea de zahăr. Asta este domeniul pe care îl profesează cubanezii. Dar pe lângă zahăr era nevoie de foarte multe alte lucruri. Și iată, printre alte lucruri, sigur, și armament. Și între alt armament, foarte repede, adică repede însemnând 1962, în toamna anului 1962, avioanele de recunoaștere americane au depistat pe teritoriul Cubei rachete cu rază medie de acțiune de producție sovietică. Rază medie de acțiune înseamnă până la 5.000 de kilometri. Asta înseamnă că și capitala Statelor Unite și alte orașe din partea de est a Americii erau amenințate de aceste rachete. Președinte al Statelor Unite în acel moment era John Kennedy și atunci când i s-a pus pe masă dovada că sovieticii au amplasat rachete cu rază medie de acțiune, o amenințare clară și vădită împotriva Americii, iată, în așa condiții, președintele John Kennedy a convocat o consfătuire a foștilor miniștri, a guvernului său, și au luat decizia ca să contracareze aceste acțiuni ale Uniunii Sovietice. Au fost mai multe opinii, una dintre care să intervină militar în Cuba, la care președintele, un om echilibrat, istoric de altfel, a tras concluzia că de fapt nu cu cubanezii americanii vor lupta, ei vor lupta cu Uniunea Sovietică, care stătea în spatele regimului lui Fidel Castro. Deci decizia a fost luată de a introduce o blocadă militară maritimă în jurul Cubii, blocadă care să nu permite nimănui altcuiva să pătrundă pe teritoriul acestei insule. Această decizie a fost luată tocmai în momentul când spre Cuba era îndreptată o caravană de corăbi cu multe produse, cu mulți specialiști, nu neapărat militari, erau și medici, erau și ingineri, agronomi din toate domeniile, dar, între altele, bineînțeles și armament. Și iată, aici apare acea situație tensionată în relațiile internaționale, în primul rând între cele două supraputeri, cum sunt numite în literatură, de Statele Unite și Uniunea Sovietică, pentru că cu cât mai mult s-a apropiat această caravană de insula libertății, cum s-a mai numit Cuba, cum a fost supranumită, deci cu cât mai mult s-a apropiat această caravană de corebii, cu atât mai tensionate deveneau relațiile dintre cele două state. La un moment dat, atât americanii cât și sovieticii au anunțat stare de război, asta însemnând implicarea și forțelor nucleare. La americani rachetele sunt duse la țintă de către avioane. La sovietici, focoasele nucleare sunt amplasate pe rachete intercontinentale. Deci, americanii au ridicat flota lor aeriană cu bombe atomice în aer, iar sovieticii, la rândul lor, au alertat forțele nucleare terestre care le aveau ei la acel moment. Iată, aici a apărut momentul cel mai dramatic în relațiile dintre cele două supraputeri și, pe de altă parte, aceste relații sigur că se răsfrângeau fără nicio îndoială asupra relațiilor internaționale. Omenirea s-a pomenit în pragul unui război nuclear. Multe ar fi aici de spus, dar nu ne permite timpul. Eu aș vrea doar să menționez cum a fost soluționată problema.
au fost implicate în rezolvarea problemelor un șir întreg de mecanisme diplomatice, de relații internaționale, Organizația Națiunilor Unite. Dar și mai este un moment tot foarte așa interesant pentru noi, a fost trimis ginerele lui Hrușciov, Adjubei, care era ziarist la ziarul Izvestia, și acest Adjubei a mers cu o scrisoare, acum nu mai este secretă, pentru acele timpuri era secretă, în care Hrușciov îl îndemna pe președintele american să nu deschidă o focul, adică să abțină de la carea bombelor atomice. Adică știți probabil că Hrușciov este ridicolizat și în presă, dar iată că Hrușciov a dat dovadă de seriozitate în ceea ce privește soarta omenirii, soarta Uniunii Sovietice. Până la urmă, datorită implicării și misiunilor diplomatice și a Organizației Națiunilor Unite și a voinței celor doi șefi de state, iată că problema a fost soluționată și Uniunea Sovietică și-a retras rachetele cu rază medie de acțiune din Cuba, iar americanii au deblocat insula și au permis ca celelalte corebii, celelalte state ale lumii să colaboreze în continuare cu Cuba. Această soluționare nu a fost salutată unanim de către oameni. Pe de o parte, se pare că cei care au fost nemulțumiți în Statele Unite ale Americii au fost militarii, au fost reprezentanții complexului militar-industrial american și se pare că de aici așa îi se trage moartea lui Kennedy, deci asasinarea lui a fost, se pare, una din versiuni este că ar fi fost organizată anume de aceste cercuri nemulțumite de felul cum a fost soluționată criza cubaneză, iar ceva mai târziu și Hrușciov în 1964 a fost mazilit din funcția lui de prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist și prim-ministru. Deci urmările au fost poate mai puțin umilitoare și mai puțin așa dureroasă, dar ceea ce este important este că omenirea a depășit una din cele mai dramatice perioade din istoria sa. A doua perioadă în relația internațională este ceea ce se numește destinderea relațiilor internaționale. Aici aș vrea foarte succint să menționez politicile realiste promovate de anumiți conducători de state în condițiile în care exista această confruntare între Est și Vest, niște opțiuni pentru colaborare și ele au fost exprimate de Charles de Gaulle, președintele Franței, de cercurile conducătoare, dar mai ales cercurile economice ale Italiei, de Willy Brandt, despre care am vorbit la prelegerea trecută, adică oameni care considerau că trebuie cumva, trebuie depășit această stare de nervozitate, de stare de psihologică, așa, de încordare permanentă, trebuie depășită și trebuie recunoscute realitățile după cel de-al doilea război mondial. Și aici, bineînțeles, acești oameni au contribuit mult la distinderea relațiilor internaționale. Pe de altă parte, Hrușciov a fost înlocuit cu Brejnev, un lider comod, așa, mai puțin pretențios, care, bineînțeles, a acceptat această conlucrare. Și iată că aceste dialoguri între Est și Vest începe din 1965, de la o decizie a conducerilor țărilor socialiste de la București. În 1966 deja începe ceea ce se numește procesul european, procesul de distindere în Europa. Acest proces a început așa cu viceministri de externe, ministri de externe, până să ajunge de acum la conducătorii statelor propriu-zise. Intervine un moment foarte așa neașteptat pentru europeni, și anume în august 1968 Uniunea Sovietică invadează Cehoslovacia, motivul fiind amenințarea, așa înțelegeau sovietici, amenințarea socialismului în această țară. Acum, sigur că știm foarte exact că comuniștii în Cehoslovacia nu vreau nimic altceva decât să-i dea o față umană socialismului, nu vreau nimic altceva decât să permită mica producție de marfă, micile servicii.
în agricultură să fie mai multă libertate decât această strictă planificare. Și un șir întreg de alte măsuri care nu schimbau cu nimic esența orânduirii politice din acea țară. Dar la Kremlin s-a tras concluzia că aceste schimbări pot duce la stihia mic-burgheză, pot duce la renașterea burgheziei, care este sigur că ceva dușmanul de moartea comuniștilor, și în așa situație Brejnev a luat decizia să intervină cu trupe militare. Alături de Uniunea Sovietică au fost trupe militare din Polonia, din fosta Republică Democrată Germană, din Bulgaria, adică din țările Tratatului de la Varșovia, cu excepția României. Și iată, atunci autoritatea lui Ceaușescu a crescut foarte mult în România, pentru că el a condamnat, deschis, a condamnat această intervenție sovietică a țărilor din blocul Tratatului de la Varșovia în Ceoslovacia. Acest proces de destindere a relațiilor el a încetinit, a fost reluat deja în anii 70, la începutul anilor 70 ai secolului trecut, și aici tot există un punct culminant al acestui proces, când în vara anului 1975 la Helsinki, în capitala Finlandiei, a fost semnat actul final al țărilor din Europa, Statelor Unite și Canada. 33 de state din Europa atunci au semnat, Statele Unite și Canada. Acest act final este un document fundamental. El este valabil și în ziua de astăzi. Țările lumii pe acest document și alte documente care derivă din actul final de la Helsinki. Foarte scurt, vreau să-l prezint. Țările semnătare au scris despre au semnat că recunosc frontierele în Europa așa cum sunt ele, chiar dacă nu sunt corecte și nu sunt juste, dar așa s-a stabilit după cel de-al doilea război mondial și această situație a fost fixată în documente și țările semnătare au recunoscut că nu au pretenții teritoriale una față de cealaltă. Deci frontierele în Europa sunt de neschimbat. Este o situație, o poziție clară. În ceea ce privește totuși modificarea frontierilor, autorii actul acestui document s-au gândit și la așa o posibilitate. Și atunci este alt articol care spune în situația în care țările interesate pot sau doresc să schimbe frontierele, trebuie să fie acceptul tuturor părților interesate. O decizie foarte clară, adică frontierele din Europa nu pot fi schimbate cu forța, iar atunci când este vorba de niște modificări ale frontierelor, ele pot fi făcute cu consențământul și buna voință a părților interesate. Și aici avem sigur că mai multe exemple, de exemplu cele două germani s-au unit și frontiera care exista între Republica Federală și Republica Democrată Germană nu mai există. Sau fosta Iugoslavie s-a destrămat frontierele dintre fostele republici unionale a unui stat centralizat cum era Iugoslavia lui Tito. Acele frontiere au devenit frontiere ale noilor state independente recunoscute de comunitatea internațională. Și un șir întreg, sau Cehoslovacia, s-a scindat și ea, Cehia și Slovacia. Deci această frontieră între Cehia și Slovacia a fost recunoscută de marele puteri. Deci sigur că aici numai decât trebuie să spun acest lucru. De foarte multe ori aici noi, Republica Moldova, ne confruntăm cu această teză care spune că, iată, la Helsinki a fost semnat un acord prin care nu pot fi modificate frontierele, respectiv unioniștii din Republica Moldova au o piedică în realizarea acestei speranțe. Revin încă o dată. Atunci când ambele țări sunt de acord să modifice frontiera, ele o pot face. Asta se face pe cale democratică, legitimă, pe baza legislațiilor țărilor respective. În cazul Republicii Moldova trebuie să decide Parlamentul cu majoritate de voturi sau prin referendum constituțional. Asta este calea
soluționării acestei probleme, deocamdată nu este atât de arzătoare, se pare că. Acum, acest proces, el a fost criticat în Occident și știți cine au fost cei mai duri critici? Au fost tocmai dizidenții sovietici, pentru că sovieticii, foștii cetățeni sovietici care au emigrat în Occident, au considerat că această decizie a Occidentului de a stabili relații normale cu Uniunea Sovietică nu însemna nimic altceva decât împăcarea cu rău, împăcarea cu Uniunea Sovietică, care, iată, încălca drepturile omului în țara sa, nu respecta democrațiile occidentale și ajuta țărilor din Asia și Africa, din America Latină, susținea niște regimuri antipopulare și antidemocratice și, iată, din punctul lor de vedere, a acestor dizidenți, Occidentul nu a făcut bine că a mers atât de departe cu sovieticii și a stabilit astfel de raporturi. Pe de altă parte, Uniunea Sovietică a salutat acest rezultat. Brejnev a fost decorat cu cel mai înalt orden care exista în Uniunea Sovietică, orden militar de altfel, Ordinul Pobeda, care are un statut deosebit. Ordinul se oferea comandanților de fronturi sau de unități mari militare, deci orden care se dea în cele mai deosebite cazuri. Ei, iată, Brejnev fiind ahtiat de astfel de dorința de a avea cât mai multe ordine și medalii, iată că în sfârșit i s-a acordat cel mai înalt ordine, ceea ce a stârnit furia veteranilor de război, nemulțumiri și așa mai departe. Această perioadă de destindere după Helsinki, după semnarea actului de la Helsinki, nu a durat foarte mult. Pentru că la doar 4 ani, în 1979, iată că evenimentele iau o altă întorsătură. Și aici aș vrea să menționez în primul rând intervenția sovietică în Afganistan în decembrie 1979. Evenimentele din Afganistan în niciun caz nu amenințau securitatea Uniunii Sovietice sau frontierele de sud ale Uniunii Sovietice. Dar a apărut această șansă de a interveni în Afganistan și de a susține un regim prosovietic. Conducător al Afganistanului, Hafizullah Amin, care era atunci în fond, era prosovietic și culmea ironiei, el adresase Uniunii Sovietice niște scrisori prin care cerea ajutor militar în confruntări interne pe care le aveau afganezii între dânsii. Și atunci sovieticii au dat curs acestei invitații, dar l-au înlăturat pe dânsul, pentru că au venit cu un interpus al lor, cu Babrak Karmal, un fost ambasador al Afganistanului în Cehoslovacia. Și iată, trupele sovietice au intervenit, au detronat conducerea care era, l-au dus pe Babar Karmal și astfel începe această luptă, acest război în Afganistan, care a durat până la venirea lui Gorbaciov la putere. Un război cu foarte multe victime, cu foarte multe probleme, cu foarte multe dureri, inclusiv și pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că am avut mulți băieți care au luptat în Afganistan și este una din cauzele care a întors relațiile internaționale spre confruntare. Și al doilea moment, tot foarte important, este o acțiune venită tot din partea Kremlinului, și anume introducerea sau amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în partea europeană a Uniunii Sovietice. Atunci era considerat că în lume s-a cristalizat, s-a constituit un echilibru de forțe, deci pe de o parte Uniunea Sovietică, pe de altă parte Statele Unite, blocurile respective, și acest echilibru general de forțe se baza pe echilibru de forțe pe segmente. În Europa,
aproximativ aceeași corelație de forță, Marea Mediterană, Oceanul Pacific, și așa în ansamblu era considerat că este un echilibru de forță între Est și Vest. Și Brejnev foarte mult se mândrea cu asta, că el a reușit să dobândească această putere, să o dobândească în fața Statelor Unite Americii. Dar atunci când sovieticii au început să amplaseze aceste rachete, americanii au interpretat că este de fapt o schimbare a puterii. Aceste rachete numite de sovietici vechi, SS-4 și SS-5, SS înseamnă sol-sol, deci bazare de sol și ținta tot sol, au fost înlocuite încet încet cu rachete SS-20. Mult mai performante, 3 focoase nucleare, fiecare focoasă nucleară avea rezerva ei de zbor și ținta ei deosebită, și americanii au tras concluzia că de fapt este vorba de o schimbare a corelației de forțe și au intervenit pe lângă guvernul sovietic ca această situație să fie modificată. Aici închei prima parte a acestei teme, relațiile internaționale postbelice, și voi relua discursul în partea a doua, unde voi vorbi despre perioada de antidestindere, în perioada gorbaciovistă, și situația internațională în ziua de astăzi.